Dăm anunțul momentului acum de la Strasburg, vorbește președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pregătim și să facem față. Anul acesta, imediat ce trupele rusești au traversat granița, au intrând în Ucraina, răspunsul nostru a fost unul unit, hotărât și imediat. Și cred că putem fi mândri de acest răspuns al Europei. Am a ieșit la iveală forța Europei și avem nevoie de întreaga această forță. Momentele care sunt în fața noastră nu vor fi ușoare, fie că e vorba de familii care se zbat să facă față, fie că e vorba de firme care au în față alegeri dificile privind viitorul. Trebuie să fim foarte clari, miza este uriașă, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europa și pentru lumea întreagă. Și vom fi testați, supuși la teste de cei care vor să exploateze orice fel de dezbinare dintre noi. Și acesta nu e doar un război dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, este și un război energetic, un război la adresa economiei noastre, un război la adresa valorilor noastre, e un război la adresa viitorului nostru. E vorba de autocrație împotriva democrației. Și stau aici în fața dumneavoastră cu convingerea că dacă vom avea curajul necesar și solidaritatea necesară, atunci Putin va eșua, iar Europa și Ucraina vor triumfa. Boris Bândi. Azi, curajul are un nume. Acest nume este Ucraina. Curajul are un chip. Și acest chip este chipul bărbaților și femeilor ucraineni care rezistă împotriva agresiunii rusești. Îmi aduc aminte un moment din primele săptămâni ale invaziei, când prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a adunat părinții ai unor copii ucraineni uciși de invadatori, sute de familii pentru care războiul nu se va mai termina niciodată și pentru care viața nu va mai putea niciodată reveni la cum era înainte. Am văzut-o pe prima doamnă care a condus o mulțime tăcută de părinți cu inimile frânte, clopotele sunau și băteau pentru copiii uciși. Aceste clopote vor răsuna întotdeauna. Victimele inocente ale acestui război vor trăi în amintirea noastră. Și da, ea acum este aici cu noi, dragă Olena Zelenska. A fost nevoie de un curaj imens pentru a rezista în fața cruzimii lui Putin, dar ai găsit acest curaj, iar o națiune de eroi s-a ridicat. Azi Ucraina este puternică deoarece întreaga țară a luptat și luptă, stradă cu stradă, casă cu casă și vedem curajul, vitejia ucrainenilor, care iată acum vedem că dă roade, dă rezultate. Oameni ca tine, ca soțul tău, președintele Zelenski, au rămas în Kiev, conducând rezistența împreună cu tine și cu copiii tăi. Ai arătat curaj și ai dat curaj unei întregi națiuni. Ai dat voce, ai fost vocea cetățenilor tăi și ne-ai dat speranță nouă tuturor. De aceea astăzi dorim să-ți mulțumim ție și tuturor ucrainenilor și să spunem slavă Ucrainei, slavă unui popor de eroi.
Solidaritatea europeană cu Ucraina va rămâne de nezdruncinat, așa cum a fost din prima zi. Europa a fost alături de Ucraina cu arme, cu fonduri, cu ospitalitate pentru refugiați și cu cele mai sancțiuni pe care le-a văzut lumea vreodată. Sectorul financiar al Rusiei este acum la terapie intensivă. Am tăiat 3/4 din sectorul bancar rus, desprinzându-l de sectorul de fluxurile internaționale. Cu 75% au scăzut vânzările de mașini rusești. Aeroflot ține avioane la sol pentru că nu mai are piese de schimb. Armata rusă își ia piese pe care le face din diverse aparate casnice pentru că nu mai și le ia din aparatura casnică fiindcă nu mai are semiconductori. Industria rusească este țăndări. Și Kremlinul e cel care a pus economia Rusiei pe calea către dispariție. Acesta este prețul pentru morții produși de Rusia în Ucraina și distrugerile de acolo. Sancțiunile vor rămâne. Este momentul ca noi să fim hotărâți și nu să încercăm să facem compromisuri. Este foarte limpede. Acest lucru e valabil și pentru sprijinul nostru financiar pentru Ucraina. Am dat 90 de miliarde de euro în asistență financiară, fără a mai pune la socoteală sprijinul militar. Și vom face asta pe termen lung. Reconstruirea Ucrainei va necesita resurse masive. De pildă, loviturile Rusiei au distrus 70 de școli. Jumătate de milion de copii ucraineni au început școala la noi, în Uniunea Europeană, dar în continuare în Ucraina mulți copii n-au școli unde să meargă. Dragă Olena, te asigurăm că în fiecare zi când părinții își trimit părinții la școală, copiii primesc nu doar un ghiozdan, ci și o geantă cu hrană, cu medicamente, cu îmbrăcăminte, cu lenjerie și tot ce e nevoie. Închipuiesc că îți trimiți copilul la școală și nu știi dacă vreodată, nu știi, acolo în Ucraina, noi părinții nu știu dacă își vor revedea copiii seara. De aceea, Olena, voi lucra alături de tine pentru a sprijini reabilitarea școlilor ucrainene. Vă vom da tot ce e nevoie, 100 de milioane de euro, pentru că viitorul Ucrainei începe în școli cu copiii. Nu numai că vom sprijini Ucraina financiar, ci și vom face tot posibilul ca să ajutăm Ucraina să-și realizeze potențialul. Ucraina face tot posibilul, sunt multe companii smart, vrem să mobilizăm întreaga puterea pieței noastre unice pentru a accelera creșterea, a crea oportunități. Țineți minte, în martie am conectat Ucraina la rețeaua noastră electrică, era planificat să se întâmple în 2024, dar am făcut acest lucru în primăvară, doar în 2 săptămâni. Azi, Ucraina exportă curent electric Uniunii Europene. Vreau să dezvoltăm acest comerț reciproc avantajos. Am tăiat taxele vamale la bunurile din Ucraina. Free roaming, trebuie să intrăm acum, să introducem Ucraina în zona de roaming. Este un succes tot ceea ce facem. Comisia Europeană va lucra cu Ucraina pentru a face un pas mai departe și a asigura un acces perfect, complet al Ucrainei la piața unică europeană. Piața noastră unică este o poveste de succes, are o putere imensă și de aceea acum e momentul să facem această poveste de succes să se extindă și la Ucraina. Azi merg la Kiev pentru a discuta aceste lucruri cu președintele Zelensky și a arăta ce este piața unică și ce potențial are pentru viitorul Ucrainei. Această piață unică europeană. Onorabili membri,
O lecție din acest război este aceea că ar fi trebuit să ascultăm pe cei care îl cunosc pe Putin, Anna Politkovskaya de pildă, și toți jurnaliștii ruși care au expus crimele Kremlinului și au plătit prețul suprem. Să ascultăm pe prietenii noștri din Ucraina, Moldova, Georgia și opoziția din Belarus, ar fi trebuit să ascultăm vocile din acea regiune, dar și din Polonia, Baltice și întreaga Europa Centrală și de Est, care ne-au avertizat, ne-au spus de ani de zile că Putin nu se va opri. Ne-au spus și au făcut tot ce au putut. Prietenii noștri din țările Baltice au lucrat din greu pentru a-și anula dependența de Rusia, au investit masiv în energie regenerabilă, în terminale de gaz lichefiat. Au avut această experiență, știu, asta vine cu un cost, dar dependența de combustibil fosil din Rusia vine cu un preț foarte ridicat. Trebuie să scăpăm de această dependență definitiv în întreaga Europa. Cum știți, am fost de acord să umplem și avem 84% din rezervele comune europene de gaze naturale, sunt pline, deci am depășit ținta, dar trebuie să diversificăm ca să nu mai depindem de Rusia către furnizori fiabili ca SUA, Norvegia, Algeria, etc. Două cifre interesante. Anul trecut, gazul rusesc însemna 40% din gazele importate de noi. Acum acest import din Rusia a coborât la doar 9%. Dar Rusia în continuare manipulează piața energetică din Europa. Prefer să ardă gazele decât să le trimită Europei conform contractelor. Această piață nu mai funcționează. Și în plus, criza climatică ne lovește grav, valuri de căldură au provocat seceta, din care cauză centralele hidroelectrice și nucleare au redus mult producția, prețurile au crescut de 10 ori față de perioada dinaintea pandemiei, este foarte greu să ne descurcăm. Lumea este îngrijorată, milioane de cetățeni și gospodării din Europa au această îngrijorare, dar vedem că europenii fac față acestei provocări. Iată, lucrătorii din Italia Centrală, din fabricile de ceramică, au decis să lucreze dimineața mai devreme pentru a beneficia de prețurile mai mici la energie. Mamele, tații care pleacă mai devreme de acasă când copiii încă dorm, fac acest sacrificiu din cauza unui război de care nu ei sunt responsabili și sunt milioane de exemple de europeni care se adaptează noilor realități și vreau ca Uniunea Europeană să ia exemplul acestor oameni, să reducem cererea în orele de consum de vârf, asta va face ca rezervele să dureze mai mult și prețurile să scadă. De aceea propunem măsuri pentru ca statele membre să-și reducă consumul de electricitate, iar apoi e nevoie de un sprijin țintit pentru IMM-uri, cei care fac sticlă, care nu mai pot aprinde cuptoarele, pentru părinții care au facturi uriașe de electricitate, milioane de europeni care au nevoie de sprijin. De aceea propunem o plafonare a veniturilor companiilor care produc electricitate cu cost redus. Aceste companii fac niște profituri imense, venituri pe care nu le-au sperat niciodată, nici n-au visat la ele. Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, în economia noastră socială de piață, profiturile sunt bune, e foarte bine că au profit. Dar în aceste momente de criză nu e corect ca aceste firme să aibă niște venituri extraordinare, record și profituri, beneficiind de război pe seama cetățenilor. În aceste momente, profiturile trebuie să fie împărțite și redirecționate către cei care au nevoie de ele cel mai mult. De aceea acest plafon. De aceea, propunerea noastră include și producătorii de electricitate din
combustibili fosili clasici, 140 de miliarde de euro se vor obține astfel pentru ca să se reducă criza. Sunt măsuri de urgență temporare, nu vor fi permanente. Vom avea discuții și privind plafonarea prețurilor la gaze. Dorim să avem prețuri mai mici la gaze. Deci, pe de-o parte, să fim siguri că avem o furnizare sigură, dar să avem și competitivitate globală. Securitatea e necesară, gazele trebuie să vină în Uniunea Europeană și energia, dar dacă este prea scumpă, această energie scumpă ne afectează competitivitatea globală. De aceea avem în vedere o serie de măsuri pentru a ține cont de natura specifică a relației noastre cu furnizorii de energie, de la furnizorii nefiabili, cum e Rusia, la furnizorii fiabili, prieteni, cum este Norvegia, de pildă, prietenii norvegieni. Am fost de acord cu primul ministru al Norvegiei pentru a crea un task force, așa încât echipa să lucreze împreună și să vadă cum putem să reducem, într-un mod rezonabil, prețurile gazelor. Un alt subiect important este pe agenda. Azi, piața de gaze naturale s-a schimbat dramatic, de la gazele care veneau prin conducte, care veneau în abundent, la gazele lichefiate. Pentru asta avem TTF, avem un indicator care nu este încă adaptat, de aceea Comisia va crea un indicator de referință mai reprezentativ pentru comerțul cu electricitate care să reflecte realmente această schimbare a pieței pe care am văzut-o. În același timp, știm că firmele de energie se confruntă cu probleme severe de lichidități, iar pe piețele futures de electricitate, vom lucra cu cei care reglementează piața de energie pentru a remedia problemele, amendând regulile privind colaterale și luând măsuri pentru a limita volatilitatea prețului intraday. Vom amenda de asemenea cadrul acesta în octombrie pentru a permite garanțiile de stat, dar păstrând un câmp de joc uniform. Este o chestiune complexă, dar sunt doar primii pași pentru că facem față crizei imediate, dar trebuie să privim și în perspectiva pe termen lung. Diagnosticul meu este că piața de electricitate este concepută pe principii de ordine, dar ea nu se mai potrivește cu acest context de astăzi. Nu mai este adecvat pentru consumatori acest context al reglementărilor pieței de energie. Consumatorii trebuie să aibă beneficii de energii regenerabile ieftine. Asta este scopul. De aceea trebuie să separăm influența gazelor asupra prețului electricității. De aceea facem o reformă profundă, comprehensivă a pieței de electricitate. Acum, există încă un punct important, onorabili membri. Acum o jumătate de veac, în 1970, anii 70, lumea se confrunta cu o altă criză a combustibililor fosili. Vă aduceți aminte acele săptămâni, acele weekenduri în care economiseam energie, dar n-am scăpat de dependența noastră de petrol. Mai rău, combustibilii fosili au fost subvenționați masiv. Anunțul momentului de la Strasburg, am ascultat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doamnelor și domnilor, prețurile la gaze vor fi plafonate, trebuie să ne adaptăm la noua realitate. Au crescut prețurile de 10 ori față de perioada de dinainte pandemiei și trebuie cumva să reducem cererea la orele de vârf. Sunt mai multe măsuri așadar extrem de importante ce ne vizează pe toți și ce sunt anunțate și discutate acum la Strasburg. O să urmărim tot ce se întâmplă acolo, important, și vom reveni cu detalii. Scurtă pauză.